Percheziții de amploare au avut loc azi în capitală și în Ilfov. Polițiștii au descins în peste 35 de locații în cazul unei grupări care ar fi falsificat acte de proprietate pe terenuri publice și ar fi cauzat un prejudiciu statului de peste 6 milioane de euro. Printre aceștia se numără și păgubiți, este fostul președinte al EPF Mitică Dragomir. Se pare că cei care s-ar fi ocupat de acest grup infracțional făceau parte din familiile unor vrăjitoare celebre. Cornel Chituce a urmărit subiectul și vine cu date suplimentare. Bună ziua, Cornel! Bună ziua, Andreea! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Între 2018 și 2023, până astăzi, mai bine zis, au funcționat aceste ilegalități. Vorbim despre niște persoane care făceau parte din două clanuri celebre din București, persoane care, prin intermediul unor hotărâri judecătorești falsificate, au vândut mai multe proprietăți care aparțineau statului român. Vorbim despre tranzacții cu proprietăți ce aparțineau Primăriei Capitalei și Consiliului General al Municipiului București. De pe urmă, aceste persoane au obținut pe parcursul acestor ani peste 6 milioane de euro. Ei bine, astăzi au avut loc aceste descinderi, aceste percheziții în mai multe locații și una dintre acestea este cea ilustrată de către colegul meu. Dis de dimineață, polițiștii au intrat peste aceste persoane și au făcut mai multe verificări. Concret vorbim despre un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, fals material în scrisuri oficiale, uz de fals și fals în declarații. Totodată vom aduc în vedere faptul că o victimă acestor persoane ar fi chiar fostul lider al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitică Dragomir, care împreună cu fiul acestuia ar fi cumpărat un teren de la acești indivizi, teren pe care mai apoi l-au vândut și în momentul de față pe acesta a fost construit un complex rezidențial de apartamente. Vom vedea cum va evolua ancheta, pentru că vor mai fi, potrivit unor surse, descinderi în perioada următoare în cazul acestui dosar.